Bun, am ieșit din hotel. În videoclipul anterior v-am făcut turul camerei și așa nu mai filmez iară. Acum am zis că să ieșim un pic să ne plimbăm. Și am făcut rezervare la cină. Cina începe de la ora 7. Este undeva 5 și jumătate, deci am o oră și un pic să ne plimbăm. Mi-am reaplicat SPF-ul și așa arăt. Uite, așa se prezintă Sorina, cu balerini, cu tot ce trebuie, mult verde și florile care sunt acolo lângă hotel miros într-un mare fel. Sunt flori din alea, mi-aduc întotdeauna aminte de copilărie, mirosul ăla specific de flori de vară, de calde, de vacanță. Și așa de mult mă bucură, plus este un râuleț, vi l-am arătat. Mâine dimineață când luăm micul dejun, cred că o să ieșim afară pe terasă și o să stăm acolo lângă râuleț ca să auzim râulețul, că atâta e de frumos. Aici în față, unde vă arătam eu râul ăla mare, când vor treacă, și un problem. Cam babălă, în felul meu tehnicărtăit. Să știți că erau foarte mulți oameni și foarte mulți copii. Foarte mulți oameni, foarte mulți copii care... Cred că mă atacă ceva aici. Mă atacă o... Miros a flori. De-aia. Mame, m-am dat cu parfum. Că m-am reîmprospătat. O grămadă de copii. O grămadă de copii cu tot felul de jucării din astea pentru apă, colaci din aia de apă și așa mai departe. Acum o să mergem un pic să ne filmăm și vă mai arăt, vă mai filmez. Stai superb. E o zi absolut minunată de vară. Soarele nu mă ajută, deci mă atac o gânganie aici. Soarele nu mă ajută foarte mult că e foarte puternic, dar e foarte frumos. Foarte, foarte, foarte frumos. Am ajuns înapoi în cameră, am mâncat, o să vă filmez eu mâine coridorul în drum spre sala de restaurant. Sunt foarte multe vietăți, impropriu spus vietăți, că săracele de ele nu mai sunt vietăți de mult. Animăluțe împăiate, eu pentru prima dată în viața mea am văzut așa ceva. Numai la muzee am mai văzut animăluțe de alea împăiate. Dar acum sunt pe coridor tot felul de bursuci, vulpi, tot felul de păsări. O să filmez mâine dimineață, o să filmez acolo, o să fiu pe fază pentru vietățile care nu mai sunt vietăți. Și am zis că să ies un pic pe el balcone, că a început să se însăreze, nu știu cum se vede, uite, este un pic seară și se aud greierii. Și se aude râu cum curge și începe să fie din ce în ce mai liniște. Cum am întotdeauna eu noroc când filmez. Trei doamne și toți trei. De câte ori filmez eu videoclipuri de astea pe YouTube, întotdeauna pe fundal, în o anumită parte a videoclipului, este o motocicletă, o motoretă, o bromă, ceva de face ca toate visele urâte și mă întrerupe pe mine din a vă spune lucruri. Revenind la liniște și la așa, mâine o să fie o zi foarte, foarte, foarte aglomerată, pentru că chiar ne-am propus ca să ne plimbăm foarte mult pe poteci, potecuțe, pentru că mâine o să fie 32 de grade. Doar că sper să nu ne omoare picioarele, că noi nu prea suntem căutători de
sau bătător de poteci. Ne mai plimbăm, dar nu facem kilometri, zeci de kilometri. Ceea ce mâine ne-am propus, să începem din prima Carpe Diem de dimineață, am zis că pe la un 6 ne trezim, facem duș, la 8, de la 8 începe, de la 8 putem să mergem să mâncăm, ca să băgăm repede la ghiozdan și pe urmă să o tăiem, să ieșim frumos. Noi ne vedem mâine dimineață și vă doresc noapte bună și somn ușor. Și să spuneți dacă ați fost în vacanță sau plănuiți să mergeți în vacanță sau sunteți în vacanță și unde sunteți, că sunt curioasă. Bună dimineața! Este ziua cu numărul 2. Ne-am trezit, ne-am spălat, am băut o cafeluță pe el balcone și o să întorc camera imediat ca să vă arăt. Foarte bine am dormit, foarte confortabil, patul și foarte liniște. Un pic răcoare, eu mi-am luat pe mine un ceva mai plușat, că e un pic răcoare și o să vă arăt imediat, priveliștea. Și acum mergem spre micul dejun. De la ora 8 până la ora 10 este micul dejun. De astăzi că se întorc camera să vă arăt. Ia uitați. Să te trezești cu priveliște de asta. Superbă. E ceva extraordinar. Nu știu cât se prinde pe cameră, dar acolo în zona aia, azi dimineața a fost ceață. Eu mă minunesc pentru că în Belgia nu este natură de asta, cu munți și cu multă verdeață, mulți copaci din ăștia înalți, cu un relief mai înalt. Simte fix ca la munte. Să mai așteptăm un pic și o să mergem să ne apucăm, să ne plimbăm, o să mergem la un castel, dar o să vă mai țin eu la curent, că nu știu chiar exact, soțul s-a uitat un pic azi dimineață. Trebuie să facem oricum planul de bătălie pentru astăzi. Vă țin la curent, dar râuleț, atâta de frumos e, Doamne, foarte frumos. Foarte liniștitor, așa.
Am venit acasă, la hotel mă refer. Am făcut un duș. Că am fost transpirată. Cât am transpirat astăzi? Cred că nu am transpirat de când îs. Așa transpirat am fost. Și a fost și foarte cald afară, 31-32 de grade, care s-au resimțit odată ce am coborât muntele. Deci a început să se simtă din ce în ce mai tare. Deci nu m-a ce făcut și iar transpir. E plăcut, e frumos, e plăcut, este vară, bravo, felicitări, mulțumim frumos. Doar că, da, a fost frumos. Ne-am abătut un pic de la poteca pe care am ales-o, pentru că noi ne-am aflat la sfârșitul, cum ar veni, la sfârșitul potecii și am zis, hai că mergem invers. Fost foarte deșteaptă și ne-am pierdut, era să tic de vă câteva ori, era să-mi scântez piciorul, ceea ce e foarte frumos, bravo. Așa se întâmplă prima dată, mai ales dacă ești novice în ale plimbatului și drumețiilor prin natură. Mai stăm un pic ca să ne răcorim, e superb afară, este foarte, foarte plăcut. Aici pe râu văd iarăși o grămadă de oameni și o grămadă de copii care sunt cu tot felul de colace din alea gonflabile de se umflă și pătuțuri din alea și lebe de flamingoși și alte minuni. Se bălăcesc dacă tot e vremea frumoasă și cred că și apa este destul de călduță. Mi-am băgat și așa un pic mânuțele în râu ăla, tot filmat. După care am fost la acel castel, am văzut ruinele, foarte interesant.
Mi se pare că e așa de ciudat, având în vedere că întotdeauna au fost locul mic și așa, cum au trăit o grămadă de oameni acolo, mulți, pentru că este exemplu, mulți și servitori și cavaleri și bucătari și, nu știu, femei de serviciu și femei din astea ale curții și foarte interesant. Și după aia am mâncat o înghețată și a venit înapoi la hotel. Ne-am bălăcit, ne-am schimbat, mai așteptăm undeva la vreo 40 de minute, după care o să mergem să mâncăm și cam aici o să se încheie povestioara pe ziua de astăzi, ziua de vacanță cu numărul 2. Așa că ne vedem mâine. Bună dimineața! Este ziua numărul 3. Ne-am trezit mai greuț așa, eu n-am dormit extraordinar de bine pentru că mă dor picioarele, toate picioarele mă dor, toate amândouă mă dor foarte tare pentru că dacă nu sunt învățată cu kilometri întregi de plimbat și urcat, normal că încep să te doară toate cele. Am zis că astăzi mai mergem în prima parte a zilei să ne mai plimbăm un pic pentru că după masă s-a anunțat ploi. S-a anunțat vreme urâtă, s-a anunțat ploaie, chiar și furtună, pentru că a fost extrem de cald ieri și astăzi o să fie undeva la 31 de grade, după care vine ploaie și o să fie un pic mai ok temperatura și sunt echipată cu aceleași popuci foarte drăguți. Adevărul e că sunt și un pic grei, că trebuie să fie totuși piciorul stabil și i-am purtat o singură dată. Trebuia să umplu de mai multe ori în păpucește, dar sunt ok. E foarte frumos, am mâncat foarte, foarte bine. Și acum mergem și o să urmăm traseul unei alte poteci sau unui alt drum, care este mult mai scurt decât cel de ieri. Și după masă, cred că o să ne retragem frumos în cameră aici, vrem să ne uităm la un film, pe seară iar mergem la restaurant. Apropo, am uitat să vă zic, ieri au servit la restaurant, stați că am o geană aici, ce mă deranjează, au servit lapte de pasăre. Așa m-am bucurat, eu am comandat... Am luat ieri două deserturi, ai posibilitatea să alegi între un desert sau celălalt și am zis către soțul meu că hai să luăm fiecare câte un desert și să gustăm. Și el a avut lapte de pasăre și eu mi-am luat un fel de plăcintă cu piersici și cu niște înghețată și cu un sos de ceva fructe. Și când am văzut ce a adus soțul meu, am zis... Pasează tu farfuria încoace și îți dau eu să mănânci tarta asta cu piersici, cu ciofii, mănâncă-le tu, că eu mănânc laptele de pasăre. Atâta m-am bucurat, ca un copil am fost. Mi-a dus aminte de copilărie și de serile de vară în care mâncam așa câte un pic de lapte de pasăre ca desert. Foarte frumos. Acum ne pregătim. Mai trebuie să mai iau încă o gecuță pe mine, chiar dacă este cald, ca în cazul în care ne prinde ploaia, să fiu totuși un pic protejată. Sper să nu ne prindă ploaia, sper să venim la timp. Dar în cazul în care... Și o să vă iau iarăși cu mine. Ne mai plimbăm, mai vedem ce și cum. Dar e foarte frumos. Mai avem încă 5 zile de stat. 5 zile. Plănuim să mergem și în Luxemburg, în capitala țării Luxemburg. Să vedem ce și cum pe acolo, că am zis către soțul meu că aș vrea să mă duc ca să pot să-mi cumpăr produse din astea de făcut baie. Dacă tot am cadă,
să-mi iau ceva, o bombă de baie, un spuman de baie, ca să mă bucur de asemenea și de o baie, să mă relaxez, să fiu așa, glutind. Apoi nu am mai stat foarte, foarte mult pentru că a început să picure, a început să plouă și am zis că n-are rost să mai stăm. Sunt un magazin de laize și am cumpărat câteva chestiuțe, o să vă arăt și vouă chestiuțele, așa în mare. Chestii de mâncat așa când să ne uităm la un film, ceva. Giotto, cred că știți, uite, astea sunt foarte bune, din astea am mai mâncat când am fost în Austria, dacă nu mă înșel. Am luat o treabă de asta, că eu sunt cu dulciurile, o cutie cu diverse mixuri de la Milka, Nusini, Toffinat, Oreo cu, Oreo cu ciocolată albă, Oreo original, Max Cheesecake și Milkinis. Și am zis că astăzi o să ne uităm la filmul acela nou, If, Imaginary Friend. Am găsit eu o chestie, Lace, nu știu să vă zic mai multe, e ceva corean sau așa, Hot and Sour Lemon Braised Chicken Feet Flavor, cu căituri din alea de pui. Mi se pare foarte interesant. În Belgia n-am văzut și de-aia am zis da, da, luăm să vedem. Doodles. Și am cumpărat eu aici un Eugen Kombucha. Să știți că îmi place kombucha. E un gust foarte interesant. Kombucha. Ăsta este cu fructul pasiunii și cu soc. Mie îmi place foarte mult aroma de soc și fiind iarăși o aroma a copilăriei și de-aia când am văzut treaba asta am zis, da, iau. Ne băgăm la un film și o să încep laze-ul ăsta, că așa-s de curioasă să văd cum e la gust. Numai prostii și chimicale mâncăm noi ăștia pe aici prin vacanță, dar e ceva ce n-am mai văzut, sincer. Și am zis ca să văd, să testez, să gust. Voi ați încercat Lay's din ăsta? Foarte curioasă. Îmi spuneți și dacă vă place, bineînțeles. Și cam atât. Acum plouă, suntem în camera de hotel și ne relaxăm un pic, pentru că să știți că și pe mine, bine, nu a fost traseul extrem de solicitant și extrem de lung, dar după experiența de ieri, încă mă dor un pic picioarele și am zis că e bine așa un pic de liniște. Am mers, ne-am plimbat, a fost ok, dar acum trebuie să se odihnească și picioarele noastre și mâine poate iară ne plimbăm, că din câte am înțeles nu o să fie chiar așa de multă ploaie, o să plouă un pic așa de tot. Mâine în prima parte a zilei o să plouă, în a doua nu o să mai plouă, așa că vedem. Vă țin la curent, dar cred că pe astăzi cam atât. Și ne vedem probabil mâine dimineață. Thank you.
Bună dimineața! Afară plouă. A început să plouă astăzi, oricum s-au anunțat niște ploi. Și o să mergem în Luxemburg, o să mergem în capitala țării, care se numește Luxemburg, la un mall. Vreau să-mi iau, cred că v-am zis de 10.000 de ori, vreau să-mi iau ceva pentru baie, să fac aici o baie, baie fierbinte. Sunt răcită în continuare, nu mi-a trecut. Trebuie să mergem să mai luăm niște medicamente. Cel mai interesant este că i-am dat răceala și soțului meu, care, bineînțeles, este foarte fericit și foarte entuziast de această parte. Și de aia trebuie să mergem ca să facem și ceva cumpărături, să vedem, să luăm ceva medicamente sau ceva pentru gât, poate un spray, pentru că de obicei așa se întâmplă, mă răcesc eu prima, după care și soțul. E ok. Am băut o cafeluță. Suntem pe balcone. Abia pot să vorbesc. Dar e ok. Imediat ne pregătim. Mergem la micul dejun și după aia mergem încet, încet spre spre oraș. Gata, ne-am echipat și mergem spre Luxemburg. Mergem la acel mall să vedem ce facem, să ne mai plimbăm, facem câteva cumpărături. Cred că o să mergem și la un muzeu. Avem cu noi umbreluță, numai că trebuie să mă duc să-mi cumpăr ceva Adidas ca să pot să umblu toată ziua. Și, da, este fix ca o zi de vară în România, la muntei, exact la fel. Încă răceala nu ne-a părăsit. La mine încă e mai ok, la soțul acum începe, dar merge să luăm și ceva medicamente ca să putem să ne bucurăm și în următoarele zile de ieșit și așa. Și da, mai avem 37 de minute și ajungem.
Am ajuns, suntem în parcare, am făcut câteva cumpărături, am fost la Sephora, am fost la Lush, am fost să-mi iau o pereche de pupuci, mi-am găsit niște pupuci de la Zara, mi-am luat niște șosetuțe și acum mergem spre muzeul de istorie, trebuie să ieșim din parcare, e extrem de cald aici, este foarte cald. Parcare e foarte mare și primele 3 ore sunt gratuite, deci nu trebuie să plătești nimic. După care este între 1 euro și 2 euro parcarea. Și mi-a zis că lăsăm mașina aici, noi trebuie să mergem cam o oră pe jos până la muzeu, dar lăsăm mașina aici pentru că este extrem de ieftină parcarea în comparație cu Belgia sau chiar Maastricht, unde plătești undeva la 20 ceva de euro pentru 3 ore, mi se pare chiar foarte, foarte bun prețul. Pentru 13 ore plătești și 20 de euro să fie. Mi se pare chiar foarte avantajos. Și acum mai intrăm iarăși. O să ieșim ca să punem GPS-ul să vedem în ce direcție ne duce. Avem aproximativ o jumătate de kilometru. Am parcurs pe jos 4 km și ceva dus. De unde am lăsat mașina, de la mall până la muzeu, sunt undeva la 4 km jumătate. 4 hoeveel kilometri virkoma? 4,3, cam așa. Și ne-am parcurs pe jos. Ne-am luat umbrelă și ne-am luat tot ce ne trebuie. Și acum s-a oprit din ploaie și sper să nu mai plouă. Pentru că v-am filmat în drum spre capitală, spre Luxemburg. Ce vreme urât a fost și a început dintr-o dată să plouă. Și acum s-a oprit și e destul de cald. Plus că noi mergând 4 km și ceva pe jos ne-am și încălzit. Doar că acum am făcut cam într-o oră și un pic 4 km. Asta este ziua cu numărul 5. Și înainte să terminăm ziua, o să mergem să ne luăm ceva de mâncare de la Pokeball. Când am fost în drum spre Lille, am fost la același restaurant și mâncarea e foarte bună. Un bol din ăla ți ajunge te saturi, plin de vitamine, minerale, proteine. Păi, și ce e foarte drăguț, pe potecuțe, mai ales în pădure, cum ne tot plimbăm noi, ne întâlnim cu diversi oameni și de fiecare dată când ne întâlnim ne salută și salutăm. Mi se pare ceva așa
foarte frumos, foarte drăguț, sau dacă este un pic mai strâmtă potecuța și așteptăm, lăsăm să treacă, spun oamenii mulțumesc frumos, ne zâmbesc, dau bună ziua, foarte frumos, e un sentiment din ăla așa, de omenie frumoasă. Și multă natură, ia uita. Natură peste tot, la orice colț. Te n-am mirosit la flori, uai! Uai, deci... foarte frumos miros. Tot felul de trandafiri și tot felul de flori din alea specifice verii. Un miros atât de plăcut de vară și un pic acum bate vântul, ne mai răcorim un pic. Am ajuns la pod între timp, vorbind cu voi. Dar e superb, frumos. Luxemburg este pentru iubitorii de natură un loc absolut senzațional de vizitat. Nu sunt eu cea mai pregătită, că nu mi-a luat tot ce trebuie. Dar e frumos, se merită. Suntem pe drumul de întoarcere. Am vizitat muzeul, super frumos. O să vă arăt ce am cumpărat de la shopping center, de acolo, de la magazine. Și un lucru interesant e faptul că în Luxemburg transportul în comun e gratuit, nu se plătește bilet. Noi nu am fost chiar sigur, de-aia am și mers cu mașina, dar să știți că este gratuit. Este gratuit, poți să te duci în Luxemburg cu trenul sau cu autobuzul sau cu metrou, tramvaiul, mă rog, și este gratuit. Ne-am plimbat vreo 10 km, cred că mai bine de 10 de km ne-am tot plimbat, dar a fost foarte frumos. A, și încă ceva, la muzeul unde am fost, nu a fost muzeul de artă, a fost muzeul național. Dar a fost super mișto și ne-au dat ei o broșură aici, 7
muzee, uităm. Și tichetul a fost doar 5 euro, ceea ce a fost super ok ca și preț. Și am mai primit gratuit, cum ar veni, deci pe bază la tichetele astea, o să putem să vizităm o vilă, Vila Vauban. Ne-a dat pliantul ăsta unde putem să găsim cu locația, cu adresa vilei respective și este intrarea gratuită pe baza tichetelor de la muzeul ăsta. Foarte interesant și foarte drăguț și destul de mare muzeul respectiv. Am umblat vreo 2 ore jumate, 3 ore, cam așa, și nu am citit toate descrierile de pe toți pereții, de la toate picturile sau pozele, dar da, frumos, mai mergem. Neem op de rotonde de tweede afslag naar contourneman de Jungleinster, pe E29. Da, GPS-ul ne spune cam pe unde să mergem. Și imediat ajungem la hotel. Bună dimineața! Nu v-am mai arătat nimic aseară, pentru că mi-a arătat că se descarcă bateria, așa că mi-am pus camera la încărcat aseară și o să vă arăt acum ce am cumpărat. Am fost prima dată la Zara ca să-mi iau o pereche de Adidas, i-am arătat. 30 de euro au fost foarte scump. Am fost și la Etam ca să-mi iau o pereche de șosetuțe, că nu mi-am luat șosetuțe la mine. Sunt șosetuțe albe cu albastru, nu știu ce. După care mi-am luat încă o pereche de un set cu 3 perechi de lingerie intimă. Am mai fost de asemenea și la farmacie, am luat un spray din ăla pentru gât și un magneziu și am fost la Sephora, încă nu știu de ce nu este Sephora în Belgia, dar nu este. Am fost la Sephora și am cumpărat câteva chestiuțe, 2 deja le-am folosit, o mască de picioare cu levănțică și o cremă de față cu extract de afine și am mai luat câteva măști, a fost și ceva promoție de măști. Am luat odată o mască din asta pentru păr cu extract de mango. Așa. O mască de față cu pepene roșu. Tot e ptică pe aici, e ok. O mască de față cu extract de matcha. Chai matcha. Pentru mâini am luat o mască de mâini cu extract de unt de mango. Pentru ciarcăne, extract de asta de afine. Încă o mască din asta pentru mâini cu extract de aloe vera. Și încă o de asta de picioare pentru cu extract de peppermint. Așa. Și mi-am mai cumpărat eu de acolo o mănușă din asta pentru scrub. Pentru că am aruncat spray-ul ăla de la Garnier, din păcate nu funcționează pentru mine. Cum am tot dat cu el, a ajuns să se crape și să arate ca și cum e jeg. Deși eu mă spăl și dimineața și seara, fac doar duș, mai ales dacă ne plimbăm constant. Și a ajuns ca să crape și arăta de parcă jegoasa pământului, așa că m-am frecat eu cu un prosopel din ăla mic de față, pe picioare. A fost teroare și dezastru, că m-am și panicat, că nu știam ce Dumnezeului îi maro pe toate prosopele. Eu am făcut această treabă, mulțumesc frumos, mulțumesc deosebit. Așa că mi-am luat un dispozitiv de asta, o mănușă din asta de scrub, ca să mă frec foarte bine pe picioare, că acum am 2 culori în față, salbă cavarul și în spate îs Donald Trump 2024 Suceava. Bun, și mi-am mai cumpărat câteva chestiuțe de la
Sephora mi-a luat odată un spray din ăsta de corp cu extract de șireșe. E foarte bun, miroase foarte, foarte bine pe ăsta. Când am fost în Lille de la Reunion, am cumpărat o revistă care avea o cremuță din asta, un scrub din asta, variantă de 30 de ml și mi-a făcut foarte, foarte bine la picioare. Așa că am zis ca să mai îmi cumpăr o dată. Este cu KP Bump Eraser Body Scrub cu 10% AHA pentru piele sensibilă, 226 de grame. Dar mie mi-a făcut foarte, foarte bine la pielea de pe picioare, exfoliat foarte bine, și la pielea de pe umeri. Eu am și aici tendință să găsesc coșulețe, dar am folosit produsul ăla și să știți că eu n-am mai avut nicio problemă. După care, ultimul produs pe care l-am luat, am dat în bala internetului, Bum Bum, Bum Bum Cream, Bum Dia Bright Cream, este de la Janeiro, Sol de Janeiro, este foarte popular în America, este varianta cu flori, asta am zis că mi-o cumpăr, 75 de ml, miroase foarte bine, m-am dat aseară după duș crema asta și să știți că și azi dimineața miroase la fel de intens și la fel de frumos. Super textura și e foarte catifelată pielea. Mă doare mâna, nici nu știu cum să stau cu camera. Vorbesc un pic mai repejor, că vrem să ne pregătim ca să putem să ieșim, să mergem, să ne plimbăm, că după masă să avem timp să fac și eu baia aia, să mă înmoi cum trebuie, pardon, am mâncat foarte bine astăzi la micul dejun. Să mă înmoi, să mă relaxez așa. Și ia să intrăm și în ce am cumpărat de la Lush. Am intrat în Zara și stăteam și ziceam soțului meu, mai hai să mergem și la un magazin. Nu știam că este Lush pentru că pe site-ul de acolo de la mall nu era Lush, era doar Rituals. Și am zis, hai că mergem și la Rituals. Și am intrat în Zara și când am ieșit din magazin, chiar următorul magazin a fost Lush. Am zis, hei, păi nu intră Sorina la Lush să jie bombe de baie și spumante de baie? Hai ca să vă arăt ce mi-am luat odată. Mi-am luat un scrub. Magic Crystals. Un gel de duș exfoliant, uite. Un gel de duș exfoliant cu culoare ametistului. Miroase foarte bine. Cu cristale de sare și mentol. Am zis că mi-l iau pe ăsta pentru că puțin înfundată eu, puțin înfundat soțul, putem să folosim amândoi, este o borcănoaie din asta de 300 de grame. Astea sunt foarte bune de la Lush, dar să știți că sunt puțin scumpicele. De-aia eu mă răsfăț numai când sunt în vacanță și când ies la plimbări și mini ieșiri din astea unde pot ca să prind și eu o cameră cu cadă. Și mi-am luat 3 produse aici. Astea o să vi le arăt eu în momentul în care le și folosesc, dar așa ca idee. Le-am pus pe toate 3 în treaba asta, în săculețul ăsta. Am luat odată un Rose Jam Bubble Bar. Este un ca un fel de, cei care știți Lush știți despre ce vorbesc. Este o bombă din aia de baie care face bule. Deci trebuie să fii foarte atent să nu pui toată bomba aia înăuntru, că s-ar putea să faci spumă pentru tot etajul. După aia avem Deep Sleep 21. Asta este cu ceva levânțică și mai este încă unul 420 PM CBD Bath Bomb. Asta este cu ceva CBD. Căutați pe interneturi. Nu este nicio treabă ilegală sau așa. Este pentru relaxare. Am luat 2 bombe de baie pentru relaxare plus încă acea bombă pentru bule cu miros de trandafir. Și am primit de asemenea Lush Times. Ce tare! Ce tare! Este ca un ziar. Eu acum văd. Este ca un ziar. Foarte drăguț, foarte interesant. Bun!
Și cam atâta a fost ce am cumpărat ieri, ne-am plimbat și ziceam soțului meu că acum suntem prin natură mai mult și așa, dar dacă se mai ivește ocazia să mai mergem, să mai venim de fapt aici în Luxemburg și o să se mai ivească, important este să fie vreme frumoasă. Am zis soțului meu că eu vreau ca să venim în Luxemburg, în capitală, și să stăm câteva zile acolo, pentru că este de asemenea destul de multă natură să te plimbi și sunt și activități mai mult pentru sufletul meu, adică ieșiri din astea la tot felul de muzee, tot felul de expoziții. Și acum ne pregătim, trebuie să-mi iau iarăși acei păpuci foarte drăguți și simpatici, bocanci de mers, bocanci de drumeții în picioare, să ne pregătim SPF-ul, să ne pregătim ceva gustărică în cazul în care ne apucă foamea, să ne oprim undeva acolo pe potecuțele alea și să mâncăm ceva și cam atât pentru moment. Dacă mai este ceva și așa, o să vă țin la curent. Nu o să vă mai iau cu mine pentru că este destul de grea camera și trebuie să fiu extrem de atentă, plus că dacă pcic și pcică și camera, o să fie dezastru că nu mai am cum să filmez. Dar o să filmez cu telefonul și o să postez pe stories. Că eu de obicei așa fac. Când ies în drumeții din astea și când mă mai plimb. Așa că vă pupăcesc și poate ne vedem mai târziu. În 3 ore și un pic a venit ploaia. Am plecat undeva pe la 11 fără ceva, este undeva la 3 și jumătate. Da. Ploaie de vară, cu fulgere, tunete, ploaie torențială, tot ce trebuie. Nu știu cât de bine se prinde pe cameră și se vede, dar plouă într-un hal, fără de hal. Am ajuns fix în momentul în care a început să plouă extraordinar de tare și am mai stat 5 minute în mașină. Am zis că se oprește ea ploaia. Acum a început să se oprească, dar așa de tare a plouat de cu niște boltoace. Am crezut că notăm. Nu știu dacă s-a prins pe cameră. Fulgerat. Și acum am pregătesc baia. Ce se fac o baie dacă îmi prins ploaia? Să nu mă ia iar răceala. Că e un noroc din asta. De acolo deja începe să se limpezească cerul, dar e eroare și deja oameni care merg pe bicicletă. Da. Hai să vorbim, să punem apa și să facem, pregătim baia. Bye.
spre castel. V-am arătat mai de castelul. Și un pic de umblat, am parcat undeva mai departe, că nu sunt locuri de parcare, am ajuns și mai târziu. Vianden Castle se numește. Cum este aici o potecuță și o să mergem pe potecuță frumos. Și cu vreo 20 minutes driving from the hotel. Cam așa ceva, 20 ceva de minute. Și acum încet, încet suntem, urcăm dealul și mergem la castel. E foarte frumos din câte am înțeles. Și sunt chiar și spectacole, dacă nu mă înșel, oameni îmbrăcați din epoca și din era în care a fost construit castelul. Superb! Thank you.
dimineața, este ultima zi. Bă, da. Este ultima zi, este luni. Mâine mergem acasă. Am mâncat prea mult zahăr. Și... da. Acum am trezit, acum vreo 10 minute nici. Cafeluță. Și astăzi o să încercăm să mergem cât de devreme posibil ca să putem să... să mai mergem pe încă o potecuță prin natură, fiind ultima zi, și după masa nu știu, vedem noi ce o să mai facem. Ieri nu am filmat foarte mult pentru că am făcut insolații. Acum 2 zile am fost la castelul ăla foarte frumos și am stat tot timpul în soare. Înăuntru a fost ok, dar odată ieșiți afară, a fost foarte cald. Noi nu ne-am așteptat să fie atât de cald. Dar a fost foarte cald și am fost pe urmă și la o terasă. Am comandat un mocktail și am găsit singurele locuri care mai erau disponibile, mai ales că nu mai erau locuri disponibile, dar pentru a bea ceva stai unde poți. Și am stat în soare vreo 45 de minute, dar soare de la puternic, era undeva la 2 jumate, 2, cam așa, 1 jumate, 2. Am stat în soarele la foarte puternic și am început să mi se încălzească foarte tare creierul. Dar am mers înapoi spre mașină și a trebuit ca să urcăm dealul și a fost destul de înclinată panta. Și am depus și mult efort și așa și n-am mai băgat de seamă și, și ieri dimineață când m-am trezit, am dormit și foarte prost și m-am trezit cu niște dureri din alea extraordinare de cap. Deci mă durea capul, parcă aveam migrenă. Am luat tot ce s-a putut lua, am făcut un duș, dar spre seara așa ce m-am mai revenit, dar am stat toată ziua în pat că nu am putut să ieșim deloc. Și astăzi mă simt mult mai bine. De seara am început să mă simt mult mai bine. Dar se pot întâmpla și lucruri de gen, de atât să fiți foarte, foarte atenți și atente să nu stați foarte mult în soare și mai ales la munte. Că chiar dacă bate câte o boare de vânt, să știți că asta nu vă ajută cu nimic, că s-ar putea să vă atace și mai periculos soarele. Și da, acum ne bem cafeluța aici pe balcon, pe terasă, după care o să ne îmbrăcăm, ne echipăm, mergem, mâncăm și pornim de la drum. Ca să fim sigur că prindem loc, să nu mai așteptăm ca data trecută. Și e frumos. Eu că nu m-am trezit, dar am dormit foarte bine, asta e important. Ne dormim bine acum 2 nopți. A fost eroare și dezastru, dar am dormit foarte bine și am revenit. Și da, bă, chestii coșuri. Mai întâmplă. Asta e dacă mănânc foarte mult zahăr, la mine imediat se vede. Am băgat la dulciuri în mine. Nu-i bine ce am făcut, că eu de obicei nu mănânc atât de mult dulce și mai ales dimineața. Dar acum am scăpat un pic prea mult la dulce. Și mi-au ieșit anumite coșuri pe față. Sper să fie unul primul și ultimul și singurul. N-am cu ce să-l acopăr, n-am concealere și de-alea, că nu mi-am luat cu mine. Fiindcă dacă mergi în drumeții, nu trebuie să pui o tonă de machiaj. Oricum se topește că e foarte cald și transpiri. Bun, vă las. Mergem, îmi beau cafeluța acum. Și mergem la micul dejun și după aia mai vorbim.
Am revenit. Suntem pe terasă. Așteptăm să vină cineva să ne ia și nouă comanda. Mai trebuie să mai așteptăm undeva la vreo 20 de minute. La ora 3 se deschide terasa cum ar veni, dar suntem înapoi la hotel. Și am zis că o să bem ceva sau o să mâncăm câte o înghețată, după care mergem sus ca să ne schimbăm, să fac și o baie și să strâng încet, încet hainele ca să le aducem mai spre seară în mașină. Ia să-i fac! Tu sunt ieri? Ia! Ești în Vans? Formei... Freudsap voor mijn man ook Freudsap. En welke wilt u hebben? We hebben cassis. Jus d'orange. Jus d'orange? Ja. Jus d'orange. Ja. Met een beetje ijs? Voor mij hoeft dat niet, maar ik denk voor mijn man wel een beetje. Oké. Okay. Dank je. Ja, dan is er een commanda. Și... Foarte frumos, a fost foarte ok. Chiar ne-am relaxat. Doar că data viitoare, pentru că n-am fost niciodată, asta e prima dată, trebuie să învăț ca să nu mă grăbesc, că nu fuge nimeni după noi, avem o săptămână la dispoziție. Eu am crezut că nu o să vină nimeni să ne ia comanda, dar se pare că, da, fiind de aici, de-a hotelului, e deschis pentru noi. Și cam așa a fost... Făcănțuca noastră, vă mai iau cu mine pe seară ca să mâncăm. Acum o să luăm un meniu un pic mai special, mai deosebit. E kebab besteld. Tu fruitsappen. Een ijsje van mij? Ik met ijsblokjes. Ja. Een ijsje. Dat heb ik niet gevraagd. Ik wil ook ijsje. Și cam atât. O să întorc camera să vă arăt că sunt niște florece superbe, de bine miroase aici, în prejurul hotelului de numă. Și poate se aude și râul pe fundal. Superb. Bun, sunt în baie. Ia uite aici, ia uite. Se formează o treabă. Să fac acum ultima baie pe vacanța asta. Și am folosit spumantul ăla. Gata, m-am prins cum se folosește spumantul de baie. Prima dată pui spumantul și lași să curg apa. Nu invers. Eu am pus apă și după aia am pus spumantul și mă gândeam, bă, dar face prea multe bule. Nu face pentru că, hei, capul nu ne duce. Dar cum avem bule, avem bule. Multe spumă, uite, nu știu cât se vede, uite acolo, multă spumă. Și mi-a dat pun și bomba de baie. Și o să fac o baie așa cât se poate de fierbinte. A făcut foarte bine plimbarea, am mâncat niște mere, erau mulți meri copaci pe marginea drumului, nu era îngrădit, nu nimic. Și acum, știi, stai să te gândești, bă, poate să iau un măr, să nu iau un măr. Dar mi-am adus aminte de plimbările alea pe care le făceam când eram mică și mă duceam la pădure și erau de asemenea tot felul de meri. Și... mi-am adus aminte că mâncam mere când mă duceam spre pădure și m-am băgat acolo și am luat 3 mere. Nu că ar fi fost mare problemă, că s-ar fi supărat cineva, dar am mâncat mărul ăla cu așa o poftă. Mi-am alinat și setea și dorul de copilărie. Și imediat pun și bomba de baie. Bomba asta dată de baie... V-am zis că era cu levănțică. Acum e un pic cam roșie toată treaba. Mm-hmm.
Gata, m-am echipat, m-am machiat. Puțin așa pe moda anilor 20, cam așa. Și mi-am luat rochița asta foarte drăguță și frumoasă. Am de asemenea și nu știu cât se vede, cred că se vede. Sunt ștrampeni cu inimioare, ca să se asorteze. Și mi-am luat pantofii ăia albi pe care vi-am arătat de la Anfield. Și acum mergem. Chiar? Mergem când este foame. Așa, să iau, să-mi iau și geanta și mergem. Ultima cină la hotel. Bună dimineața! Este marți. Astăzi mergem spre casă. Ne-am băut cafeluța. Acum mă pregătesc. Aseară am făcut bagajele. Mai am depus doar ce înseamnă cremele și gelurile de duș și gelul de duș și șamponele și așa mai departe. În rest am pachetat tot. Ne îmbrăcăm. Mergem la micul dejun. Și gata. Aici s-a încheiat vacanța. Am avut tot ce se poate în vacanța asta, de la răceală până la insolație. Dar a fost frumos, m-am simțit bine, m-am reîncărcat cu foarte multă energie, foarte multă liniște aici în zonă. Dacă, nu știu, vă place genul ăsta de plimbare și de vacanță, chiar vă recomand să veniți aici. Hotelul e super, mâncarea super, super bună. Noi am mâncat dimineața și seara. La amiază nu am mâncat nimic pentru că am mâncat foarte bine la micul dejun. Ne-am plimbat foarte, foarte mult. Mâncarea seara este absolut delicioasă. În fiecare seară este un alt meniu și poți alegi dintre pește sau carne. Deserturile super bune. Ieri am mâncat un pic mai mult decât de obicei. Noi mâncam aici fel principal și desert pentru că nu poți, nu știu cum mănâncă foarte mulți oameni tot meniul. Meniul este destul de ok ca preț. Noi am plătit 40 de euro pentru mâncare, însemnând fel principal și desert. Și ne-am luat de cele mai multe ori numai câte o apă plată. Dar super, super, personalul foarte drăguț, foarte amabil, proprietarii interacționează cu clienții. Este hotel, dar este un fel de afacere de familie și atunci se creează așa o altă conexiune cu, cu cei care vizitează, cu clienții hotelului. Super! Găsiți foarte multe hărți, foarte multe cărți cu tot felul de activități și oricum în Luxemburg, dacă vii, să zic, vrei să stai aici să faci câteva plimbări, nu durează mai mult de o jumătate de oră, hai să zic undeva la 40 de minute de mers cu mașina ca să te duci să faci alte lucruri, cum am fost, de exemplu, noi în capitală, în Luxemburg, și acum mă duc să mă schimb, că sunt în hălățel și în pijamale, mă duc să mă spăl, să mă schimb. Mergem la micul dejun, punem bagajele în mașină și cam aici se încheie totul. Lăsați-mi în comentarii unde ați fost în vacanța asta, dacă ați fost pe undeva, care sunt planurile voastre, dacă plănuiți să veniți și în Luxemburg. Gata, s-a terminat, a fost frumos, am mâncat și foarte bine, foarte, foarte frumos hotelul, oamenii foarte prietenoși, un mic tip.
dacă plătiți cash tot șederea și nu plătiți cu cardul, primiți 2% reducere. Nu am știut treaba asta. Și am primit o sticlă de vin gratuit. Am primit o sticlă din aia mare de vin pe care o să o bem nu știu când, pentru că noi nu prea suntem consumatori de băuturi alcoolice, de vinuri. Eventual când o să avem vizitator sau așa, desfacem sticla aia, pentru că, din câte am înțeles, este un vin premiat. Am primit un vin din 2021, un Riesling. Schengen. Riesling. Și zicea doamna de la hotel că este un vin foarte cunoscut și foarte premiat. Așa că o să ne bucurăm. Mulțumim foarte frumos. Recomand hotelul, recomand un personal atât de simpatic și de drăguț și să atenți la detalii și atenți la clienți, foarte amabili. Nu pot să zic decât bravo, felicitări, top 10 pe 10. Acum mergem până la o benzinărie și ne îndreptăm încet încet spre căsuță. Dar mai venim, o să mai venim, pentru că chiar mi-a plăcut hotelul și este un alt sentiment aici, în comparație cu alte hoteluri care sunt poate un pic mai serioase și mai profesionale și mai așa. Aici este un pic mai multă interacțiune cu clienții, după cum vă spuneam azi dimineață. Aici se încheie videoclipul. Vă mulțumesc pentru atenție. Încă o dată, vă doresc o zi sau o seară absolut minunată, aveți grijă de voi și noi ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!